Povestitorul Andersen. Lebedele. A fost odată ca niciodată un rege care avea 11 fii și o fică, pe nume Eliza. Scriau cu diamante pe plăcuțe de aur și învățau atât de mult încât toată lumea era impresionată de ei. Eliza era așezată pe o perniță din cea mai scumpă mătase chinezească și avea un album de poze care valora cât jumătate din împărăție. Acești copii erau cu adevărat fericiți. Dar situația aceasta n-avea să dureze prea mult. Regele fusese singur foarte multă vreme. De când se prăpădise mama lor, vrăjitoare avea să devină viitoarea regină. Vă declar acum soț și soție. Puteți săruta mireasa maiestate. Acum e timpul să-ți cunoști copiii. Ce? Mai întâi credeam că îmi vei prezenta comorile pe care le ai. Copiii sunt comorile cele mai de preț. Desigur. Așa credeam și eu. Acum, dragule, momentul în care o mamă își cunoaște copiii este unul foarte special. Trebuie să mă prezint singură copiilor tăi. Nu te îngrijora. De acum înainte voi avea eu grijă de ei. Aceasta va fi treaba mea, înălțimea ta. Nu e o scumpă? Să văd și eu. Vreau să o cunosc și eu pe noua noastră mamă. Sunt sigură că e frumoasă, tandră și ne va iubi foarte mult, ca și mama noastră din rai, nu-i așa? N-aș fi sigură de asta. Tu ești noua noastră mamă? Doar pe hârtie, copile. Iată, așa arată cei 12 copii. Faimoșii prințișori. I-a trimis tata să ne duci la petrecere? Ha, nu fi ridicol, băiete. N-o să vă las să-mi stați în cale să mă faceți de râs în fața invitaților. Dar vor fi prăjituri și mere, nu? Mama ne dădea întotdeauna ce era mai bun. Prăjituri? Desigur. Aici sunt. O prăjitură din nisip. Adeseori jucați mimă, nu? Acum puteți mima prăjitura. Când mă voi
atât de oribilă ești. Îți va părea foarte rău. Obrăznicie, copilo. Abia ne-am cunoscut. Sper doar ca tatăl tău să nu afle niciodată că fiica lui cea dragă ascunde atâta răutate în inimioara ei. Eu nu-i voi povesti nimic despre voi. Începe petrecerea. Pe mâine porumbeilor. În săptămâna care a urmat, regina cea rea a trimis-o pe Eliza la țară pentru a locui cu un fermier și soția lui. Nu te îngrijora, frățioare. O vom vedea în curând. Asta s-o crezi tu. Cum îndrăznești să o alungi de aici? Doresc să-mi văd tatăl. Prea mulți răsfățați de hrănit și nu doriți să cooperați cu noua voastră mamă. Încercați să nu mai fiți o povară financiară pentru tatăl vostru. La urma urmei, banii lui sunt banii mei. Afară cu voi! Trăiți pe cont propriu! Zburați ca păsările fără grai! Zburați! Zburați! Ne-ai trimis fiica mea cea scumpă la internat, iar fiii la Academia Militară, fără să mă consulți, cum ai îndrăznit? Dacă ai fi văzut cât de cruci și de obraznici au fost cu mine, ai fi făcut la fel, dragul meu soț. Cum? Cum ai putut face asta? Nu pot să cred. Dragii mei copii sunt foarte cuminți și mai ales scumpa mea Eliza. Te îndoiești de mine? Soțul meu? Deci așa mă prețuiești? Nu, te rog să nu plângi. Sunt sigur că ai avut motivele tale. Tu știi mai bine, dragă. Să nu uiți asta, dragul meu soț. Iernile și verile trecură, iar când Eliza era destul de mare pentru a se întoarce la palat... Stai! Cine ești? Eu sunt prințesa Eliza. Aș dori să-mi văd tatăl. Trebuie să-mi anunț regina. Nimeni nu are voie să intre la rege fără aprobarea reginei. Eliza... Ai venit în sfârșit. Tatăl tău va fi fericit. Cât de frumoasă te-ai făcut. Prea frumoasă. Cum sunt frații mei? Ce dor mi-a fost de ei. Toate la timpul lor, copilo. Vino. Nu te poți prezenta tatălui tău îmbrăcată în țărâncuță. Ai nevoie de o ținută elegantă, regală. Așa, ce transformare, ai copilo! Ai cumva oglindă? Aș dori să văd și eu cât de frumoasă sunt. Haide! O fată atât de frumoasă nu mai are nevoie de asemenea vanități. Ei, soție, unde e această fată care pretinde că e fiica mea? S-o văd! Fulgere și trăsnete, soție, ce ai de zis? Mai întâi îmi spui că fiii mei s-au pierdut în mare, iar acum asta? Frații mei? Pierduți în mare? Îndrăznești să continui această șaradă? Piei din ochii mei, înainte de a ordona decapitarea ta pentru încercarea de a rupe inima atât de îndurerată a unui tată.
îngrijitoare haină! M-a machiat atât de îngrozitor! Ce folos! Oricum nu voi mai găsi drumul spre casă niciodată! De ce ești supărată, fetițo? Of! Mi-au frânt inima! Eram o prințesă! Aveam 11 frățiori! Iar acum nu mai am nimic! Mă tem că nu-i voi mai vedea vreodată pe frățiorii mei dragi! 11 prinți, spui? Nu! Destul de rar întâlnesc un prinț prin părțile astea împădurite. Ce să mai vorbim de 11? Am văzut prin preajmă 11 lebede cu coronițe de aur pe cap. Și să știi că nici asta nu vezi prea des pe aici. 11 lebede? Cu coronițe? Unde? Se îndreptau spre malul mării. Întotdeauna sunt acolo la apusul soarelui. Mulțumesc! Oh, mulțumesc! Așa să fie? 9, 10, 11? Ei sunt! Da! Nu s-au schimbat deloc de când i-am văzut ultima dată. Și au trecut atât de mulți ani de atunci. O, frățiorii mei, v-am găsit! Surioara, Eliza? Chiar tu ești! Ea e! Draga mea, Eliza! Eliza! Da. Eliza! Eliza, da! Da. După cum ți-am explicat, noaptea luăm adevărata înfățișare, iar ziua suntem vrăjiți și ne transformăm în lebede fără grai. Trebuie să existe o metodă de a rupe acest blestem îngrozitor și de a vă putea salva. Nu avem timp, trebuie să ne întoarcem pe tărâmul îndepărtat unde vom petrece tot restul anului. Ce drăguț din partea ta! Mulțumesc, frățioare! Aici stăm doar 11 zile pe an, iar acum timpul nostru a expirat. La răsăritul soarelui vom zbura spre locul care ne protejează pe timpul iernii. Haide, vino cu noi, Eliza! Pe tărâmul de dincolo de mări! Da, vino cu noi! Te vom lua cu Vreți noi! Vreți să mă luați și pe mine? Dar cum? Am putea coase o plasă din rădăcini și alge de mare, ca și lănțeșorul tău! Oh! Da, așa vom face. Suntem destul de puternici. Eliza! Eh, iată, am terminat exact la timp. E dimineață. Să te ții bine, Eliza. Au zburat ore întregi deasupra oceanului. Oh, nu! Apune soarele! Trebuie să aterizăm undeva înainte de a vă transforma în prinți. Dacă nu, ne vom prăbuși cu toții în mare. Acolo! Pe stâncă! Grăbiți-vă! Ah! Aha! Ah! Nu te îngrijora, frățioare, te prind eu. Și acum? Sunt obosit. Acum ne vom odihni, mai avem o zi lungă de zburat mâine. Da, așa e, am să vă fredonez un cântec de leagăn. Au pornit la drum odată cu prima rază de lumină.
unde suntem? Această peșteră e casa noastră pe durata întregului an. Acum e și a ta. Haide, Eliza! Oare am visat când am zburat? Sau chiar am văzut un tărâm paradisiac printre nori? Ah, e ceea ce noi numim Fata Morgana. Se află pe tărâmul dintre lumea reală și lumea viselor. Îl vei visa și la noapte. Și poate o vei întâlni pe regina zânelor. Ei, poate mi se va permite să intru pe acest tărâm și să aflu cum să vă salvez. Dar până atunci, noapte bună! Ești cea care m-a ajutat să-mi regăsesc frățiorii. Oh, am mai multe înfățișări, copila mea. Și știu de ce ești aici. Pentru a-ți salva frații de blestemul vrăjitoarei, trebuie să coși 11 haine din urzici. Trebuie adunate din grădina cimitirului la miezul nopții, sau magia nu va funcționa. Fii atentă! În tot acest timp, nu trebuie să vorbești cu nimeni sau prinții vor pieri în dureri insuportabile. Să nu uiți ce ți-am spus! Culegea îngrozitoarele urzici, acestea lăsând în urmă răni adânci și dureroase. Dar era foarte hotărâtă să-și salveze frații. Eliza? Pentru toți sfinții, dar ce faci acolo? De ce nu poți vorbi? Stai, știu! Ai visat și ai găsit o metodă de a rupe blestemul, nu-i așa? Și nu ai voie să vorbești până îți îndeplinești misiunea? Sărmana, ai mâinile rănite și face toate astea doar pentru a ne salva! Sărmana și curajoasa Eliza! O haină era gata cusută, când deodată... Ce cauți în această sălbăticie, copilă? Acesta nu este un loc potrivit pentru o fată. Vino, te voi duce la palatul meu, unde vei fi spălată și îngrijită. Ca rege al acestui tărâm, insist, ia-i lucrurile. Am pregătit camera așa cum îți place. Vreau să te simți ca acasă. Da, am văzut că îți place să țești. Îmi doresc să fii foarte fericit aici. Iar, episcope, ar fi genul de fată de care m-aș îndrăgosti. Atenție, ar putea fi vrăjitoare. Cine a mai auzit vreodată de o vrăjitoare atât de frumoasă? Crede-mă, sire, sunt cele mai periculoase. Asigurați-vă că este fericită sau veți avea de-a face cu mine. Nu știu care e jocul tău, fetițo, dar sunt cu ochii pe tine. Nimeni nu-mi subminează influența asupra regelui, nimeni! Eliza muncea în continuu pentru a-și salva frățiorii. Și cu toate că nu reușea să-i vorbească, regele s-a îndrăgostit de ea. Iar ea s-a îndrăgostit de el. Regele și Eliza s-au căsătorit. Cu toate că încoronarea a fost puțin mai dureroasă, n-a scos niciun sunet. A rămas tăcută pentru că viața frățiorilor ei depindea de ea. Eliza țesea haină după haină. Se furișa în cimitir pentru a mai aduna urzici.
Văzând astfel de lucruri, arhiepiscopul era sigur că era vrăjitoare. Nu, nu se poate. Nu, scumpa mea soție. Mă tem că așa e, maestate. În fiecare noapte, împreună cu spiritele cimitirului, adună ierburi pentru vrăși și poțiuni. Și dacă asta nu dovedește că e vrăjitoare, atunci eu îmi voi roade papucii. Te rog să o lași în pace. Spune-le, scumpa mea, te rog. Te rog, spune-le că nu ești vrăjitoare. Știți legile tărâmului nostru, maestate? E problema consulatului. Îmi ajunge. Fă ce ai de făcut. Eliza a fost arestată când mai avea o singură haină de țesut. Pentru ultima dată, copilă, negi acuzațiile care ți se aduc? Vorbește! Sau curtea va vota împotriva ta? Vinovată! Haideți, luați-o! Poftim, vrăjitoară! Sper să-ți țină de cald în ultima ta noapte. Folosește urzicile pe post de pernă. Nimic nu i-ar fi făcut o plăcere mai mare. Dar timpul era scurt. Sentința Elizei trebuia dusă la îndeplinire în acea dimineață, dar nu și-a pierdut speranța, misiunea fiind aproape îndeplinită. Știa că frații ei erau pe drum. Toți locuitorii orașului se adunară pentru a vedea cum va fi pedepsită vrăjitoarea. Chiar și așa, Eliza ținea să-și termine misiunea. Nu-i așa? Oh, ce magie este asta? Da! Îmi pare rău, fetițo. E timpul să... Stați! Stop! Surioara noastră, Eliza, regina voastră, e nevinovată! Oh! Ce crește! Arbore cu trandafiri! Călău, așteaptă! Acum pot vorbi. Da, da, sunt nevinovată! Știam că ești nevinovată, știam! Scumpa mea! Da, da. Totul e bine când se termină cu bine. Nu te îngrijora, arhiepiscope. Am să-i spun bucătarului să-ți pregătească un sos de coacăze. Maestate... Garnitură pentru papucii tăi. Doar nu vrei să te înneci cu ei la banchetul din seara asta, domnia voastră. Deja salivez, maestate. Îmi pare atât de rău, frățiorule. N-am avut timp să-ți termin mâneca. Nu-i nicio problemă. Sunt fericit că sunt prinți și la lumina soarelui. Nimeni nu ne mai poate despărți. Da, da. Piei din ochii mei. Familia s-a reunit pentru cea mai frumoasă festivitate văzută vreodată. Au dublat în limba română actorii: Ileana Iurciuc, Denisa Chiș, Florian Țilaghi, Petre Ghimbășan, Marius Damian, Paul Zurbău, Marlena Prigoreanu, Daniel Vulcu, Alexandru Rusu. Traducerea și adaptarea: Linda Pricăjan.
Regia: Anca Sigmirean și Pavel Sârghi. Dublajul a fost realizat de Zone Studio Oradea.